Candidații pe PDD pentru Colegiul 1 Senat, Antonie Solomon, respectiv Colegiul 1 Camera Deputaților Gheorghe Nețoiu, s-au întâlnit zilele acestea cu craiovenii în cartierele Craiovița Nouă, Lăpuș, Brazda lui Novac, Brestei și Rovine. Alături de cei doi candidați s-au aflat și componenții ai Craiova Maxima: Sorin Cârțu, Rodion Cămătaru, Aurica Beldeanu, Nicolae Tilihoi, Costică Donose, Mircea Irimescu, Nicolae Negrilă și Nae Ungureanu. Împreună cu aceștia, Gheorghe Nețoiu vrea să readucă Universitatea Craiova acolo unde îi este locul, adică pe terenul de fotbal. Nu au lipsit de la întâlnirea cu electoratul îndrăgiții artiști Cornel Palade și Romi Cățociu. Din postura de deputat de Craiovița, Gheorghe Nețoiu va reînființa echipa susținând-o financiar alături de alți oameni de afaceri. Din Craiova, jucătorii Craiovei Maxima prezențe alături de acesta vor asigura tot ce înseamnă buna desfășurare unei echipe de fotbal, de la conducerea executivă până la conducerea tehnică. La rândul său, Antonie Solomon va lupta ca în Parlament să facă auzite problemele Craiovei și ale Olteniei. Antonie Solomon va susține realizarea unui drum expres Craiova Pitești, în regim de autostradă. Solomon va lupta în Parlamentul României ca legislația privind câinii comunitari să fie adaptată la cea europeană. De asemenea, fostul primar va susține agricultura județului prin realizarea unei rețele de silozuri. Ce fai mai aici? Las vega să aici. Ne-am fi pune. Vreți, domnul Cârciu? Vreau să vă dau de fericire. Mergi cu uita moțea pe de albă și mușcă. Uite, vine pe de albă. Vali, jos ciocoi. Campania, înainte. Campania. Îți mai este spune. Da. Dați-și mie un pix, mă. Care aveți un pix? A, dacă am un pix? Ce-a dat dezlegare? Copiii participă și cântă, dansează. Și în, pe 14 decembrie este. Am primit. Aia mai roz. Ne pare rău că nu... Și mie. Doamne ajută. Să trăiți în rău. Se vor mai întoarce. Noi doi. Să-l dați. Uite, om care se întâlnesc. Să-l dați. Da. O bucurătate.
salut, sănătate. Cine mai întâlnește? Vorbesc madame. Mai vorbim la fotul acolo, la 10 pe la 12, da? Sănătate. Treva, oricând, cu oricine și împotrivă oricui. Ăsta e slogan. Apropo de Eugeniu Carada. Ne revenim în cartier, din nou împreună, fiindcă lângă mine e un om curat, curat la suflet, un oltean adevărat și merită să fie promovat și să facă parte din structura parlamentară. Față de alții care au dormit 20 de ani acolo și în Craiova, nu s-a întâmplat nimic în această România. De asta vrem să mergem să fim mai aproape de oameni, împreună cu fostii jucători care au făcut glorie Craiovei și țării, prieteni care ne însoțesc. La noi nu este, cum să vă spun eu, atitudinea aceasta de hai cu noi sau dacă nu, nu știu ce știne, devii dușman. Nu, care vor să vină și iată că sunt foarte mulți în spatele nostru, sunt și mai mulți împrăștiați în tot cartierul și în toate cartierele Craiovei, așadar sper să facem un scor bun și noi, acest Partid Popular Dan Diaconescu, să fie o alternativă la conducerea României, adică să fie un factor de stabilitate în această perioadă tristă pentru România. Ce e trist, și iertați-mă că mă repet, lumea parcă este, nu așa de veselă, se apropie sărbătorile și totuși întâlnești pe oameni care se mai luminează la față când te văd, dar starea generală este una de, cum să vă spun, de tristețe, să zic așa. Domnule Nețoiu, sunteți o forță în momentul de față, dacă mă gândesc și văd echipa pe care o aveți în spate. Vă spun cu adică tocolit. În primul rând, știți foarte bine că stabilisem și cu domnul Solomon să facem în primul rând stadion. Da? Făcând stadion, gândul nostru a fost să facem echipă. Eu cred că a venit momentul să o luăm de la zero, să lăsăm orgoliul la o parte, să nu ne mai, indiferent că, eu știu, primarul e de la un partid, deputatul, senatorul al partid, să strângem rândurile, să facem din nou echipa Craiova de la zero. Eu vreau să vă spun că sunt convins, am vorbit și cu domnul Mititelu și nu are absolut nimic. El este un om care a pierdut mulți bani în fotbal, poate a făcut și niște greșeli, dar toată lumea a realizat că numai împreună putem să facem o echipă nouă și o echipă puternică. Sper că și doamna primar, așa cum a promis, că va ajuta echipa Craiovei să ne întâlnim împreună și domnul Piotasa, să facem stadionul și să facem echipă. Avem aici cei mai reprezentativi jucători care ne cunoaște. Vă dați seama că ei au și mândrie și orgoliu și mă cunosc foarte bine. Sunt un om care iubesc fotbalul, un om care vreau să fac ceva pentru fotbalul din Craiova. Împreună cu toți ceilalți factori de răspundere și chiar dacă mă repet, primăria și Consiliul Județean și împreună cu ei. Domnul Mititelu, sunt convins că va pune umărul la acest proiect. Noi nu avem orgolii, nu vrem să fie unul șef, ei vor conduce, noi va trebui să facem rost de bani. Făcând rost de bani, pentru că noastră știți foarte bine cu echipă de fotbal, ca să tragă la primele 4-5 locuri, îți trebuie minim 5-6 milioane de euro. Vom găsi acești oameni, inclusiv eu, inclusiv domnul Mititelu, și împreună vom face ceva. Pentru că s-a demonstrat că de unul singur este foarte greu să poți să faci o echipă competitivă în divizia și special pentru greu. Dacă... Domnul Sorin? Domnul Sorin, căci dacă vrea să vorbim. Bine, o să vorbesc eu numele băieților, noi reprezentăm... Aia trebuia făcută când ați avut funcția de primar aici. Noi reprezentăm grupul ăsta al Craiovei Maxime. Vrem să... ideea noastră este de a reveni cu fotbalul craiovean acolo unde credem că își merită locul, în fotbalul de performanță. Considerăm că ne-am alăturat unui prieten, unui tip care avem încredere pentru acest proiect și înțeleg că va fi un moment zero, care nu va mai exista trecut și nu există decât, vor exista decât prezentul și viitorul, care toate forțele din Craiova trebuie să acheseze la această idee, indiferent că, eu știu, sunt deputați pe PDD, primărie, Consiliul Județean și așa mai departe, nu contează. Singurul țel al nostru trebuie să fie acesta de a reface, eu știu, Universitatea Craiova. Pentru că e o rușine ceea ce se întâmplă și în același timp un mare păcat. Chiar vreau să completez puțin o comună cum e Chiajna.
are o echipă de divizie, are stadion nou și are sală de sport, da. Și care este reprezintă 2% din Craiova, iar Craiova nu are nicio echipă nici măcar de divizia C. Iar noi sperăm numai puțin, vă spun că nu atunci. Sperăm din tot sufletul. Știți cum e, prenunța în ajuns, trecutul nu poți să ai viitor. Ce a fost, ștergem toți cu buretele, ne adunăm toți și fiecare cu ce poate să contribuie pentru această echipă să facă cu drag. Eu sunt dispus să le pun la dispoziție un fond de capital de bani împreună cu alți oameni care vin și ei să administreze acest club. Vă dorim succes! Și noi, sigur că vă rugăm. Eu îl știu pe domnul Nesoi de mult. Da. E un om, toată lumea acuză că a vândut Craiova. Dânsul a băgat bani la Craiova, a știut, i-au zis că a luat bani. Dânsul i-a adus și i-a plătit dânsul banii lui. Nu a venit cineva care a spus că Nețuiu a distrus toată Craiova. Da. Nețuiu a băgat banii în Craiova, Nețuiu duce și Sorin la ce știe toată lumea. Și am să vă răspund și eu în două cuvinte, după ce terminați dumneavoastră. Nu, sigur că da, numai puțin. Două deci, sigur că da. Deci, ați băgat bani și numai puțin. Deci eu am venit, am avut o afacere în Craiova. În anul 2000 am contribuit și tot știu, ca să rămână în divizia. M-a adus domnul Adrian Păunescu. Numai puțin. M-au adus domnul Adrian Păunescu cu domnul Bulucea. Trebuie să v-a spus? Da. M-a spus în Craiova că ați spus atunci. Dar nu vreau să explic în două vorbe și dânsului ce m-a spus, da? Eu am băgat 5 milioane de dolari. Și azi, domnule, vrem să facem noi o echipă a noastră. Domnul Dinel stă aici când a venit și a spus, domnule, eu fac altă echipă. După ce am plecat eu de la Craiova, eu am plecat în 2002. Da. În 2003 echipa a terminat pe locul 4 în cupele europene. Da, și asta... Numai puțin, deci... cu jucătorii, că am avut 50 de jucători. Aia 35, nemai fiind de un 2002 am plecat, a rămas domnul Staicu. Domnul Staicu a terminat pe locul 4. Următorul an, în 2003. Mai departe, fotbalul trebuie să înțelegeți că dacă nu bagi bani permanent, nu poți să ai performanță. Și cine bagă? Cu ce sunt eu vinovat? Păi, băgat dumneavoastră. Exact, nu, cu ce domnul, cu că ei n-au mai continuat acest bani, pentru că după ce am plecat, au terminat pe locul 4. Și acum în cupele europene. Domnule, de la stadionul plin, să știți câte au bani. Dar acum o aducem înapoi. Numai dumneavoastră puteți să faceți să vă luăm. Domnul Nețoiu. Domnul Nețoiu, lăsați să vorbim eu cu oameni care a fost. Haide să mergem. Acum asta. Era un stare să moare pe stadion. Și nu conta câte era biletul. Sunt de acord, dar auziți, ei au umblat cu tronul. Plec să plec. Eu am plecat, i-am lăsat acolo. Poftiți, cu mare plăcere. Domnul Tocchio, sănătate! Sănătate, așa, așa îmi place. Uite, să fiți sănătate. Deci, doamne, Da, bădă-l-o. Da. Ai bătut-o. Am bătut-o. Îl stimez. Hai, măi, și tu luași pixul. Băi, de unde se ia pixul? Nu arată.